Echipa de fotbal feminin Athletic Club Onyx Râmnicu Sărat își face debutul pe teren propriu în etapa a doua. Ligii a doua, râmnicencele vor întâlni formația Athletic Drobeta Turnu Severin. Dacă jucătoarele din Râmnicu Sărat vin după un egal obținut în prima etapă cu echipa Vulpițele Galbene Roman, adversarele lor vor intra în teren după o victorie. Jucătoarele de la Athletic Club Onyx vor juca în această partidă cu gândul la victorie pentru a aduce bucurie suporterilor care sunt așteptați în număr cât mai mare la meci. Partida dintre Athletic Club Onyx Râmnicu Sărat și Athletic Drobeta Turnu Severin este programată duminică de la ora 11 pe terenul din cadrul bazei sportive Bella Italia.